Raliul Sibiului, desfășurat în perioada 25-27 iulie, a demonstrat încă o dată că rămâne, de departe, cea mai importantă confruntare automobilistică din România. După ce anul trecut a fost etapă în calendarul IRC, în 2013 disputa a contat pentru RC, campionatul european de raliuri. Întrecerea internă a avut un coeficient 2, adică punctele puse în joc pentru învingători s-au dublat, fapt care a mărit considerabil interesul piloților ce se luptă în campionatul național. La start s-au aliniat stele de prim rang, precum Kopecky, Bouffier, Arai, Delcourt, alături de driver cunoscuți în plan internațional ca Pușcar, Botka, Puskadi sau Trustac. Includerea în European Rally Championship a însemnat trecerea la un alt nivel de competiție, astfel încât echipajele românești aveau în față un raliu cu totul diferit. 14 probe, 228 de km de specială, 333 de km de traseu de legătură. Se anunțau deci două zile de concurs infernal, în care urmau să conteze chiar decisiv mai mulți factori: rezistența mașinilor și a piloților, tactica abordată, viteza mecanicilor și, nu în ultimul rând, bugetul. Prima zi a debutat cu Dobârca 1, François Delcourt impunându-se pe cei 7,3 km, la 20 de secundă față de Jan Kopecky. Bouffier a încheiat pe 3 la mare luptă cu Edwin Keleti, Pușcar intrând în posesia locului 5. Vali Porcișteanu a obținut poziția a 6-a, în fața lui Marco Tempestini și a lui Bogdan Marișca. Gheorghe Sabo a prins poziția a 9-a înaintea lui Rareș Tomiță, în timp ce Dan Gârtofan s-a văzut nevoit să se mulțumească doar cu locul 11. După această scurtă încălzire, a urmat PS2 Crinți 1, o probă de raliu cu adevărat serioasă. Pe cei 28,7 km de traseu iese la rampă Brian Bouffier cu un timp de 19 minute și 51 de secunde. Delcourt arată că nu degeaba este campionul antitra României și trece al doilea linia de sosire la 10 secunde în fața lui Kopecky. Porcișteanu rămâne în siajul vedetelor pe locul 4, urmat de Toshihiro Arai și Andreas Miderle. Keleti continuă parcursul în forță și încheie pe 7, depășindu-i pe Marco Tempestini, Gârtofan și Simone Tempestini. I'm okay at the moment. We just started the rally. We've done two stages, and I'm fighting with Brian Bouffier. And Kopecky is behind, not so far, because I think he had a power steering problem on the last stage. Then everything is open. You will see, you know, tonight and at night also. Maybe there will be some big gap. The stages are quite rough. There is a lot of loose stones and rocks, so you have to be quite cautious. You know, you cannot push 400% because then you can make very easily the puncture, or you can break the car or something. But generally, they are beautiful. Oh, it was a good start for us. You have really a tricky stage, so we have to be careful about the puncture, but our pace is good, we are leading, but I think it's just 0.1 against François Delcourt, so it's a good start and good fun up to now. Yeah, quite tough rally, because in first stage so a lot of gravel and very deep, so need more power, but the second one is so also in the a lot of loose stone and big stone and bedrock, so I had one spinning and I was caught by front car in some dust, so I lost maybe 10 seconds or 15 seconds, but they're still here, so not so bad, yes. Prima probă a fost absolut superbă, cum e în fiecare an, o probă foarte rapidă, pilotaj fin, iar a doua a fost destul de dură, mai ales partea de coborâre, destul de dură. Și ne așteptăm să fie și mai dură la a doua trecere. Primele două probe de încălzire, o problemă la a doua probă, pe la mijlocul probei cu servodirecția, am pierdut uleiul, în jos am venit foarte greu, am pierdut un minut jumate, dar este un raliu de anduranță, un minut jumate nu se poate recupera, mergem înainte, time ok.
timpul extrem de bun și iată că după două probe suntem pe locul 4 în clasamentul general, pe 1 la producție și pe 2 în clasamentul campionatului național, ceea ce ne mulțumește. Urmează o trecere dură acum pe proba Crinț. Cred că vom schimba puțin strategia anvelopelor și sperăm să trecem și de-al doilea Crinț fără incidente, pentru că e o probă lungă, extrem de importantă și trebuie să o terminăm fără probleme. A prima probă a fost ok, a doua mașina pe urcare a tăiat multă și când am ieșit din proba, mașina s-a oprit. Am probleme de alimentare cu pompele, am avut emoție să ajung până aici pentru că s-a oprit de 4-5 ori mașina, dar bine că am ajuns, dacă nu mai pornește, la împingem până în service și remediam. Am început crințul foarte bine, cu un rit foarte bun, din păcate cu vreo 5 km înainte de sosire i-am prins pe cei din fața mea, cred, pe amândoi, cred că, și am mers în praf vreo 5 km, n-am văzut nimic, am mers la pas, deci am sărit și pe ultimul viraj afară într-un șanț. N-am văzut nimic, efectiv. Cred că am pierdut, nu știu, peste 30 de secunde, cu siguranță. Yeah, we are last year here as a visitors and we know it that it's a hard rally. So we were prepared for it. So it was big question how to drive. So we did a good pace but not the maximum. To be careful with the car, and I think that's the good way to finish this rally. Am plecat cu niște cauciucuri reinforced, mai tari, și pe prima probă mașina unica un pic, dar nu era o problemă, pentru că în economia raliului câteva secunde pe dobârca nu înseamnă nimic. Am plecat ok pe crinț, am avut un rit bun, undeva pe la 8-9 km de sosire, am simțit că pe dreapta față am făcut pană, n-am simțit să fi dat în nimic. Dar pe crinții nici nu era greu să lovești, pentru că erau foarte multe pietre. Repet, pentru mine crinții este o probă care ține mai mult de rally ride decât de raliu. Sunt foarte mulți bolovani deja și mai avem o trecere deja, mai avem o trecere pe ea și deja proba s-a stricat foarte tare. Am uitat și la mașini din spatele nostru, mai toate mașinile au timp ridicat. Am făcut pană, nu reușim să trecem de crinț fără să avem probleme, măcar o dată, dacă nu la fiecare. Deci măcar o dată avem fie pană, fie se sparge un amortizor, de ceva se întâmplă. În păcat, pe ultima probă, Bogdan a făcut pană și a pierdut destul de mult timp. Foarte rău era crințul, am găsit o grămadă de bolovani mari pe mijlocul drumului. A făcut pană și eu am stat vreo 6 km jumate în praful lui. A fost foarte greu, cred că am pierdut destul de mult timp, dar asta este, raliul e foarte lung, mai este o buclă lungă și mai sunt prove adevărate de 20 de minute, deci și dacă am pierdut câteva secunde, putem să recunoaștem. All is okay. In the first one, we can slowly to see the situation and the gravel situation, and we do a time not very well. In the second one, in the middle, in the high altitude, we have engine go down power, but in the downhill we can take a good rhythm and do a good time. So it's okay because we don't have any puncture, so it's a good situation for us. Fine, suntem ok, mașina e perfect funcțională, nu am avut probleme de pană sau de alt tip. Foarte multă lume pe proba Crinț față de alți ani, mi-a plăcut. It was very good. The first is was very fast and doesn't problems. The second is very long, but there was big stones. We have to be careful. Not bad, not bad. After the first loop, we had some problems. We have a problem with the exhaust and we had a puncture in the second stage, Crinț. I hope good name I saw that. And we need to change the wheel on the stage because it was a first right puncture. And okay, it was not good time because I think we spent there for 5 minutes. But more or less okay, the first stage was not bad. The others are very, very fast. But I think for this rally we need to survive. And we are here for the first service, so I'm not happy, but okay. Quite challenging. We had a problem with our steering on the long stage, so we did about 20 kilometers with no power steering. So I'm very tired now, but we made it back thankfully, so we can fix it and get out there again. Prima a fost relativ ok, de încălzire, a alunecat foarte tare.
a doua am avut un ritm, zic eu, de conservare, dar în ciuda acestui fapt nu am fost privați de a face o pană. Ne-am oprit, a trebuit să facem pana, că a fost la vreo 8 km de start. Am pierdut 5 minute, după aia am mers până aproape de finish în spatele lui Horațiu Savu, nu am văzut absolut nimica. Am pierdut foarte mult timp. Pentru noi, practic, nu mai rămâne decât să luăm o hotărâre. Ori facem un raliu de recuperare, ori facem un raliu de a-l termina și a lua câteva puncte. Deocamdată am fost feriți de probleme. Sper să rămână așa până la sfârșit și să recuperăm cele două minute pierdute pe PS2. Au fost două probe interesante. Prima foarte rapidă și alunecoasă, pe care am abordat-o, zic eu, destul de precaut. Și a doua, o probă extrem de dificilă, o probă foarte lungă, cu cel puțin patru secțiuni diferite, în care am avut ca obiectiv să protejăm cât mai mult mașina într-un ritm bun. Ne-a ieșit, n-am pățit nimica. Am avut în față mașini destul de rapide și n-am prins nici praf. Așa că, pur și simplu, au fost două probe făcute în grafic. Da? Nu știu încă timpii, nu știu cum suntem clasați, dar părerea mea este că am făcut două probe bune. Acum sunt obosit în momentul ăsta. Pe proba lungă, pe crinț, am făcut pana, am schimbat roata pe probă, am stat 5 minute efort, foarte cald, am prins un concurent din urmă, am stat și în praful lui, am pierdut alt timp. Aproape epuizat sunt acum după două probe. Sper să îmi revin repede acum în parcul de service. E bine că mașina nu are nicio problemă majoră, atâta, ne-am oprit și imediat am schimbat roata, nu s-a pus problema să mergem mai departe, am fi distrus probabil suspensia complet, pentru că crinț s-a stricat foarte rău, deci sunt bolovani foarte mari, trebuie mers cu foarte mare atenție, foarte greu, foarte greu. Am lovit niște pierde foarte mari și cam pe mijlocul probei, la începutul coborârii, am spart roata din spate dreapta și am trebuit să schimbăm, bineînțeles că mai erau 13 km până la sosire și am transpirat destul de tare. Pentru noi exact la fel ca și anul trecut, am rămas pe crinț fără benzină, mergem cu benzină de stradă pentru că așa ne-a obligat federația și consumăm mai mult decât o benzină de curse, cu 30% și efectiv nu ne ajunge benzina. Și acum a fost fără super specială. Dacă tura următoare mai trebuie să mă uși la super specială, deci am sărit și când am sărit mi s-a oprit motorul că a trecut benzina și am rămas fără. După 10 minute am pornit, am ajuns la sosire, aici pe etapă iară de-abia am venit. Deci nu, efectiv, nu mi-ajunge, nu pot, n-am unde să o pun. E o greșeală de organizare, acum 2 ani era alimentare între probe. Într-adevăr, atunci era numai în național și era voie cu bioetanol și oricum ăla se consumă și mai mult. Dar cu benzină de stradă, așa consumă. Am crezut că anul trecut a fost o întâmplare, dar se pare că asta este. It was quite hard as we expected. The first one is quite fast and quite funny. The second one, let's say 70% is also okay, but the rest 30 it's quite hard and easy to get a punch. And unfortunately we had two punches left side of the car, but it was about 5 kilometers before the end of the stage. So we ended, we are here, so we are happy. E o plăcere să concurez în fața propriilor suporteri, fani, prieteni, familie. E și un pic de presiune în plus pentru că trebuie să îi mulțumești, dar nu contează, noi oricum ne gândim să mergem la timp, să mergem cu atenție, să ne ferim de probleme și să terminăm în primul rând că e un raliu cu coeficient 2 și cel mai important e să acumulăm cât mai multe puncte. Toată proba crinț a mers cu căldura dată la maxim, drumul, vă dați seama, o căldură infernală în mașină, deci abia puteam să respirăm, praf. N-am văzut nimic de praful din mașină, nu că era praf de afară, din mașină n-am văzut nimic, s-au slăbit amortizoarele pe spate, dar ne declarăm mulțumiți de pe prima buclă. E al treilea raliu la care participăm, într-adevăr probele sunt mult mai bune decât în anii precedenți. Să mulțumim tuturor care au venit să ne vadă, în special ieri în Piața Mare și cred că asta este foarte important la Sibiu, faptul că vin foarte, foarte mulți spectatori entuziasmați și ne fac și pe noi să ne simțim mai bine. Și în afară de asta, mașina merge super bine, ne simțim bine, sperăm să obținem un rezultat cât mai bun și să revenim și la anul în forță. Am găsit un Sibiu la fel de dur, cu o probă crinț destul de dură și casantă pentru mașină, dar eu am avut aceeași problemă ca și anul trecut pe primul crinț.
valva de la tancul de benzină, de la rezervor, n-a închis, nu închide. Și a fost un miros de benzină infernal, iarăși era să murim în ghilimele. De-abia am ajuns la sosire, bine că n-am amețit. Traseul s-a stricat mult. Ce am avut la recunoaștere nu mai seamănă deloc cu ce a fost la prima trecere și mă gândesc cu groază ce o să fie la a doua trecere. Mașina un pic a avut de suferit, suspensia pe spate abia mai face față. Am redus un pic tempoul pe la jumătatea probei, că deja simțeam că n-ajungem la final. Dar mulțumit, încântat, happy, dacă terminăm acest raliu, am făcut o treabă bună. Din nou Sibiu și-a spus cuvântul, am făcut o pană pe crinți, am mers vreo 10 km pe pană, m-a variat ambele amortizoare pe față. Sper să reușim să remediem, să putem să luăm startul pe a doua buclă. Obositor. Asta este Sibiu, din păcate. It was not bad, actually, but, you know, as we expected, you know, it was going to be complex. He said the beginning, it was especially the first stage, it was very, very slippery, so he had to slow down a little bit. Second stage, we had a little bit overheat problem, but when we start going downhill, everything was fine. After that, it was good. It was good and fun. Mă simt bine, puțin obosit. Am constatat că nu stau foarte bine cu condiția fizică. Bine, știam treaba asta, dar acum s-a adeverit proba de 25 de kilometri, m-am cam obosit. În rest, sunt bucuros că am ajuns cu mașina întreagă, ca de fiecare dată. Spun treaba asta, dar acum mai ales, având în vedere duritatea traseului. Nu mă așteptam să fie atât de casant, ci cu atât de mulți bolovani foarte mari. Nu neapărat obosit, cât supărat. Am făcut pană pe crinț, am pierdut foarte mult timp. Incredibil, cât de rău poate să fie crințul, nu știu. Chit că sunt din Sibiu, nu pot să fiu de acord cu această probă, mai ales plecând la 41-a mașina, 44-a mașină. A fost ireal, nu a fost un pilotaj, a fost efectiv o nu știu cum să spun, n-am pilotat mașina deloc, din păcate. Nici cu ordinea de start nu sunt de acord. Dacă nu suntem în RC, nu știu de ce trebuie să luăm startul așa în spate. Eu consider că ar fi fost mai corect să plecăm intercalați, dar asta este. Pe Dobârca însă am fost foarte, foarte bine. Am scos un timp în primii 10 la general, cu tot cu balenele din față, să le spunem așa. Și suntem puțin dezamăgiți din cauza penei de pe crinți și sperăm să supraviețuim a doua trecere, că va fi mult, mult mai rău și nu știu cum vom ajunge. Destul de bine, prima probă a fost foarte multe bile, a fost alunecoasă, a doua probă cea mai lungă, am prins mașina din față după vreo 10 km și am mers vreo 7-8 km în praful ei și deja mi-a intrat praful roșu în gură de nu mai știu de mine. Din cauza prafului am stins și puțin pe șanț și am lovit spatele, dar văd că s-a blocat un disc puțin și s-a încins, dar e bine. E bine, sper să-l fac acum în serviciu să continui cealaltă buclă. A doua probă din cauza șleaurilor foarte mari care s-au făcut de la partenerii noștri și colegii noștri în față și foarte, foarte multe pietri. A trebuit să mai reducem gazul, dar ok, praful iară ne face destul de multe probleme, ca și anul trecut. Un inamic chiar pe care ne zic că este căldura, dar e bine că ne vedem aici la final și mașina e întreagă. Am avut câteva și derapaje mai necontrolate, să zic așa, dar am reușit să o ducem la bun sfârșit. Bine, ok, bun, un pic obosit, dar ok. Grele, cum ne așteptam, Dobârca foarte alunecoasă și crinciu, nu știu, extraordinar de dificil. Am văzut vreo 5 abandonuri până am ajuns noi la start. După noi nu știu ce s-a mai întâmplat. Greu, foarte greu crinciu. Cum se pare trecerea de la Logan la Suzuki? Mai trecerea este ok, este un pas înainte, îl simt din punct de vedere al pilotajului. Mașina este foarte, foarte ok, este mai puternică cu vreo 40 de cai, are frâne mai bune și pe ansamblu e o mașină mai ok sau peste Dacia Logan. Însă n-am apucat să ne bucurăm de ea prea mult decât prima probă pe Dobârca, unde suprafața de rulare a fost destul de bună și ne-am simțit bine și am început să mergem mai tare cu ea, să ne obișnuim cu ea. Însă pe a doua probă a fost o nenorocire, un dezastru. Este cea mai proastă probă ever pe care am văzut-o. S-a stricat atât de rău drumul pe crinți. Incredibil, erau vreo 6-7 mașini abandonate.
Noi cred că am distrus suspensia pe față, am rupt ceva pe la o bieletă de direcție, casetă de direcție, nu știu. Dar este îngrozitor, deci nu ai pe unde să mergi, niște bolovani imenși care au fost scoși din pământ. Este îngrozitor. Deci eu nu știu cum o să mai fie a doua trecere. Deci cred că încă 5-6 mașini abandonează la a doua trecere, e incredibil. Ar trebui să mă bucur foarte tare că sunt aici în primul rând. Și ultimele două săptămâni, după, incluzând și coasta de la Sinaia, sunt speciale pentru mine, fiind la bordul unei mașini de curse. Sunt puțin dezamăgit din cauza ordinii de start. Nu înțeleg de ce se bate atât de mult monedă pe securitate și atât de multă securitate pentru piloți când se face ordine de start în care, efectiv, în poziția mea și din câte am înțeles, sunt mai multe echipaje. Din 30 de kilometri, 15 kilometri am mers în praf datorită echipajului din față pe care l-am prins și efectiv am stat, treceam pe lângă capete de pod și obstacole fără să le vedem. Le vedeam după ce treceam de ele, deci se merge aproape, e pe viață și pe moarte, ca să zicem, nu știu. Probele sunt foarte interesante, suntem foarte bucuroși că luăm startul la Sibiu, etapă în campionatul european. Prima probă Dobârca foarte alunecoasă și am fost puțin surprinși de comportamentul mașinii. După a urmat Crințul lung și Casan pe alocuri, așa că am mers foarte prudenți. Dar suntem în grafic, mașina funcționează bine, o învățăm acum pe parcurs pentru că nu am apucat să facem test înainte de raliu. Și singurul obiectiv este să terminăm raliul și vom face tot ce putem ca să ne-l îndeplinim. Traseul infernal de dificil produce și primele abandonuri, printre cei care declară forfe, numărându-se Zoli Iuhoș, Ecaterina Stratieva, Răzvan Trișnevski, Dragoș Dinu, Bogdan Kuzma, Șerban Tomiță, Bogdan Vrabie și Peter Sandor Kelemen. Din păcate, avem probleme tehnice și suntem țiliți să abandonăm. După ce am rămas fără cutie la finish de Dobârca, am făcut crințul cu a doua și a patra treaptă de viteză rămasă și am mai spart și amortizoarele, am mai avut unele pentru noi se termină. Am rămas și fără benzină, e prea mult. A doua bucla zilei readuce echipajele pe Dobârca, vedetă fiind de data aceasta Ian Kopecky. Bufie prinde argintul specialei, iar Dâlcur agață bronzul. Pușcar urcă pe 4, Kelity este la bătaie pe 5, iar Porcișteanu cade până pe 6. Marișca prinde poziția a 7-a, în urma lui alinindu-se în ordine Botca, Gârtofan, Arai, Tempestini și Sabo. Dobârca 2 produce victime. Cosma, Crișan, Klein, Magoș și Marin regăsindu-se printre cei care au încheiat confruntarea înainte de termen. PS4 Crinț 2 îl are ca protagonist pe Kopecky, de data aceasta cu Dâlcur în rol de secund și cu Gârtofan pe treapta a treia podiumului. Marco Tempestini prinde poziția a patra, Arai luptă din greu cu Kelity și Ianoș Pușcadi obține locul 7. Botca bifează doar un optar în punctele speciale, intrând și Iaroslav Orzac pe 9 și Antonin Tlustac pe 10. A doua trecere pe crinț consemnează ieșirea din competiție a unui pilot de mare valoare, Brian Bufie, abandonând după ce a rupt suspensia. Pe lângă el au mai rămas în afara confruntării Gheorghe Sabo, Andreas Miderle, Simone Tempestini, Bogdan Stanoev și Cristian Enache. 30. Dreapta 3. 30. Echipajele au un moment de respiro pe super special, spectacolul fiind total, spre bucuria miilor de fani prezenți în poligonul din cartierul Strand. Kopecky.
Pecchi. Continuă marșul triumfal. Dâlcur rămâne lângă el, iar Giri are o evoluție superbă care îi aduce locul 3. It's good. Now the second pass was really rough, and I'm really sorry about Brian that he's out, because I expected quite a tough battle with him till the end. Oh, it's okay. I'm in second position. Brian Bouffier is retired, and we had a problem on the last stage with the water. The water temperature was too hot. We were very lucky because we had some water in the car, you know. Then we put some water, about maybe 1 liter, and now it's going well until we have to go to the service and to fix the problem. Ce să zic, foarte dură, foarte dură proba Crințu, exact cum mă așteptam. Am mers safe, deci n-am făcut nicio, n-am forțat, să spunem, peste limită. Am ocolit și toți bolovanii care erau pe drum, pentru că cu siguranță că aș fi făcut pană dacă nu făceam așa. Dar am avut un rit bun, numai că iarăși pe finalul probei am prins pe colegii noștri în față, nu știu care din ei, că iară vreo 4 km în praf fără să văd nimic. Iar am lăsat acolo o jumătate de minut cu siguranță, nu se vede nimic și nu puteam să merg efectiv. Am pare rău, asta e. Acum ne concentrăm să ne menținem poziția în clasament, dacă se poate să, poate să urcăm și mai sus. Suntem pozitivi. Marco Tempestini încheie pe 4, urmat de Chelity, Pușcar și Botca. Sibiu rules, ca de obicei. Am avut probleme eu, cum toată lumea. Am făcut o pană lentă acum pe crință de fața dreapta, pe crință 2. Sabo a ieșit în fața mea, a trebuit să mă opresc, dar suntem în grafic. Suntem acolo cu Edi și cu Giri la bataie pentru locul 2 de român. Și cred că raliul încă trebuie să începe, așa suntem ok. Extrem de greu, mai ales pe crinți, care din nou s-a dovedit, după părerea mea, cea mai grea probă a raliului. Dar ritmul a fost foarte bun, n-am avut nicio problemă, în afară de o pană pe final de Dobârca 2, care nu ne-a afectat, cred. A fost o pană înceată și am descoperit-o după ce ne-am oprit. Deci una peste alta foarte bine și așteptăm cu interes probele de noapte. Скажи, что очень сложно рали технически, много проблем, пробили два колеса на четвертом допе. A problémáktól tekintve jól állunk szerintem, megpróbálunk ezen a két gyorsaságin erősíteni, és a holnapi nap meg célba érni, és akkor elég jó lesz szerintem. Orzac obține poziția a 8-a, înaintea lui Tlustac și Pușcadi. The race is very, very difficult because the stages are very rough. And we had some problems with the car, but also all crew had some problems, so it's normal. Zopakuj to, to je extrémně těžké, RZT je hodně, ta 27 km byla hodně rozbitá, hodně ostrých kamenů vytáhnech, bylo to o tom, kdo to projede, ona udělá defejda a nikam nespadne, a hlavně auta dostavují strašně zabrat, takže je to o tom, kom vydrží technika a kom ne. Yeah, it was even harder now. We had only one small problem. I hope with the prop shaft we have to look because it makes like tuck 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 in all the time. We have to see. I hope we can continue and it's not the gearbox because we don't have a spare. Yeah, I had some problem in previous one, to the long one. I had a problem in the shift linkage. I think something broken. Now stuck the fourth gear now. So very, very difficult to drive to a long distance place and also uphill. For example, in the hairpin, just use the fourth gear, or with the hand crank, I don't know, some not completely acceleration, like very difficult to use the clutch and everything. So not so good, but they're still here, so. Uite, facem un pic de haz de necaz, avem o bucată din brațul de cădere pe spate. Pe proba Crinț, la aproape un sfert din probă, am început să simt că mașina pleacă de spate și volanul a început să fie către dreapta. Am zis în prima fază că avem pană, după care pe partea de coborâre a început să se desfacă, probabil în prima parte doar s-a slăbit, după care s-a desfăcut de tot brațul. A început să pocnească foarte tare, mașina stărea în toate părțile și mi-am dat seama că s-a rupt ceva. Am sperat să ajung la sosire fără damage-uri prea mari. Am încercat o reparație de urgență la stopul probei, dar cu o King am legat, am improvizat ceva, am ajuns la super specială cu întârziere și acum la intrarea în parcul de servici
se va rezolva problema, nu este foarte grav. În afară de desfacerea acestui braț, mai este încă unul strâmb. Băieții au timp să-l repare și vom începe să recuperăm pentru că am pierdut multe minute. Raliul este lung, abia a început, dar nu pare rău că eram pe locul 4 și chiar aveam un început bun. Dar eu zic că până mâine seară este mult timp de recuperat și poate vor reveni mai sus decât atât. De la ultima noastră întâlnire am mai parcurs odată Dobârca și proba, cum să zic eu, fatală, Crinț. Pe Dobârca m-am simțit bine, îmi place, o probă care nu pune probleme mașinii și am reușit să ne trecem în cont primul scratch la două roți motrice pe acea probă. După care, pe proba următoare, pe Crinț, am încercat să protejăm mașina cât de bine am știut. Evident, asta are și un cost, aproape cam în jur de jumătate de minut pe care l-am încasat de la adversarii noștri, poate chiar un minut de la alții, dar ne-am resemnat cu asta încă din start, pentru că am vrut să trecem cu bine peste proba respectivă, fără pene, fără probleme cu mașina. Iată-ne în parcul de service, dinainte de probele de noapte, cu mașina în perfectă stare. Nu-s convins că dacă mergea turbina, termina în Crințul fără probleme, pentru că la ce a fost acolo și așa era foarte greu să-i vizi bolovan. Și erau niște bolovan cât două Mitsubishi-uri la un loc, adică erau ceva stânci pe acolo. În fine, Crințul este o probă foarte rea și în fiecare an mă întreb de ce trebuie să parcurgem, de ce trebuie să distrugem atâta mașină. La final de Crinț era și Bufier nu mai este, Vali avea probleme, Pușcar avea probleme, deci o mare parte din piloți au avut probleme acolo și în rest ceilalți au scăpat probabil cu mai mult și mai puțin noroc. Ne-am scăpat fără probleme pe al doilea Crinț pentru că n-am mers tare, dar am mai făcut și super special din groapă, n-am mai pierdut ceva timp acolo și acum mergem să sperăm că vom rezolva problema și poate că avem și noi o probă liniștită sau două astăzi și restul de mâine. The second round was much better than the first one for us because the first one has a puncture in the second stage. Now we did three stages without puncture. It's a good news for me. We did a very good result in the second stage, the Crinț, which was my worst stage. I hate them. But now we are finished. The second loop of in Crinț was completely destroyed. So I think it's not rally anymore. You need to be very careful because of the stones. But the super special stage was very good. There was a lot of spectators, which is very good for the rally. So thank you very much for coming there. Two night stages will come. I hope we will finish today and tomorrow also. Yeah. But now I'm happy. It's been a difficult day for us. We had a problem with our power steering on the first loop of stages and we had no power steering. So we lost quite a bit of time there. But the last loop, we had a clean run, no problems. We just take a nice steady pace because the stages are very rough today. So we want to be there to fight tomorrow. Mi-a mai revenit un pic zâmbet pe buze după al doilea Crinț, unde am forțat în zonele care permiteau și am ocolit toți bolovanii. Timpul a fost foarte bun. Am avut cel mai bun timp la două roți motrice. Am recuperat un minut jumate din ecartul de 5 care mă desparte de Alex. Și pushing în continuare. No, ne-a mers bine, sunt fericit. Până acum totul e perfect, nu avem nicio problemă. N-am riscat pe al doilea Crinț absolut deloc pentru că e destul de rău. De data asta au ieșit bolovanii pe care noi nu-i aveam trecuți în dictare. Însă, pe ansamblu, suntem mulțumiți. Raliul deocamdată de-abia a început. Mai avem o zi lungă mâine și să vedem cum se termină. Venim după al doilea run, al doua tură, care a fost pentru noi mai bine pe prima probă pe Dobârca cu 6 secunde decât pe prima trecere. În schimb, pe Crinț a fost o catastrofă. Proba s-a deteriorat foarte, foarte tare și am ales să protejez mașina, să mă feresc de pene și am făcut mai prost cu un minut jumate decât data trecută. Dar asta este. În economia curse cred că contează mai mult ca mașina să fie în formă bună. În rest, la super special am greșit, am oprit motorul și am pierdut 30 de secunde ca să găsesc prima viteză cu cutia asta. Acum mergem în servici și ne pregătim sufletește pentru ultimul run pe Păltiniș pe noapte și pe șanta coborâre pe noapte. Sperăm să fie bine. Până acum sunt mulțumit de evoluția noastră, dar mâine o să atacăm pentru că mâine sunt probele care ne convin și o să atacăm.
acum mai bine, Dobârca doar câteva secunde mai slabă, acum am încercat să protejăm mașina, sunt foarte multe abandonuri, avem o strategie de mers la conservare, nu se poate merge mai tare, e criminal traseu, rupi mașină, rupi tot ce ai pe dedesubt. Ne-am ferit de pene și a fost bine. Până acum o emoție mare de tot cu benzina, suntem pe zero în momentul ăsta, abia am ajuns aici. Sper să ne mai ajungă până în serviciu, oricum trebuiau să se gândească la încă o realimentare sau nu e ok așa. Destul de strânsă bătălia cu Florin Tincescu, mai puțin pe al doilea crinț unde am ajuns din urmă două mașini din față. Am stat foarte mult în praful lor, am pierdut vreo 30 de secunde sau nu știu cât, în orice caz destul de mult. Pe rest am recuperat cât am putut, sunt la vreo 20 ceva de secunde în urmă, dar nu contează, mai e mult din raliu, așa că e timp să recuperez, dar oricum ce mai important e să fiu ferit de probleme, să n-am vreo pană sau vreo problemă tehnică și dacă terminăm, sigur va fi bine. De data asta și super specială, cred că a fost un pic mai spectaculoasă la noi din cauza că am desfăcut un pic toba pe crinți de la un bolovan foarte mare și mașina a sunat de trei ori mai tare și spectatorii cred că au fost entuziasmați de acest lucru și ne simțim super bine. De asta am venit aici. În ultimii trei ani am fost prezent și sperăm să venim și la anul, adică sigur sperăm. Și probele ca întotdeauna fantastice. Te împing să îți treci limitele de fiecare dată și să mergi din ce în ce mai bine. A fost mai ok a doua buclă. Neașteptat, ca să zic așa. Bun, crinciu mai rău ca prima oară. Timpul nostru a fost mai bun, ne-am găsit ritmul, așa zic eu. N-am mai fost atât de alunecoasă nici Dobârca. Dar greu, în continuare, greu, foarte greu. Am văzut destul de mulți colegi care au abandonat, mai ales pe crinți. Să vedem ce o fi pe cele două probe de noapte. Noi suntem ok, încrezători. Confruntarea se încheie cu două probe de noapte, Păltiniș și Șanta, câștigate pe rând de Copecchi și Dolcur. Astfel, după o primă zi dominată de abandonuri, Pușcar iese și el forțat din cursă în PS6. Echipajul Copecchi Dressler este lider și are un avans de 15 secunde în fața timului Dolcur Savignoni. Practic, lupta pentru aurul de la Sibiu se dă între cele două echipaje, în condițiile în care Edwin Chelety, ocupantul locului 3, se află la 3 minute și jumătate față de Copecchi. Giri ocupă un excelent loc 4 la mare luptă cu Arai, pe 6 aflându-se Marco Tempestini. Botca termină prima fază a raliului pe 7, urmat de Pușcadi și Orzac. Vali Porcișteanu ajunge pe un neobișnuit loc 10 din cauza unor probleme tehnice, în urma sa clasându-se Tlustac și Marișca. Alex Filip este cel mai rapid la două rozmotrice, locul 13 obținut, nefiind deloc unul cu ghinion. A doua zi a competiției este deschisă de PS8 SAD 1 și Copecchi înregistrează un nou scratch. Botca forțează și urcă pe 2, Dolcur având al treilea timp. Arai începe forcing-ul pentru a atinge podiumul în clasamentul general și trece linia de sosire al patrulea. Giri este pe 5 și Orzac pe 6. Pușcadi bifează poziția a 7-a, urmat de Marișca, Chelety și Porcișteanu.
prima trecere pe gâtul berbecului PS9 consemnează alte două abandonuri importante. De data aceasta, doi piloți români de top, Bogdan Marișca și Dan Gârtofan, văzându-se învinși de duritatea traseului. Kopecký continuă cursa solitară și obține un nou timp de referință pentru restul driverilor, 21:39.5. Purcișteanu bifează argintul pentru prima dată, în timp ce Dolcur este din nou al treilea. În ciuda unor probleme de sănătate, Arai aleargă din ce în ce mai bine și îl învinge încă o dată pe Chelety, reducând diferența de timp dintre ei la 3 secunde în clasamentul general. Orzac este pe 6 în fața lui Smiderle, Botka, Marco Tempestini și Pușcar. Kopecký învinge și pe PS10 Shanta Max 1 și din nou Vali Porcișteanu merge ceas și îl depășește pe Dolcur. Arai rămâne pe 4, urmat de Pușcar, Tempestini, Botka și Chelety. Plutonul este închis de Pușcadi, locul 9, și Tlustac, locul 10. Today, stage number 3, it's quite rough because we used it yesterday as a nice stage and for the short pass, I think it would be better to use the Dakar car over there. We lost about 30 seconds again. Then it's not so good, but in any case, I cannot push hard like that. Jan Kopecký is going very fast. He has a fantastic car as well. Then I think it's good to be in the second position. Yeah, stage is quite good, but in a car is fantastic. But I'm so tired and I'm something ill in stomach, so that is a big problem because I cannot concentrate on to drive the car. So yeah, but I'm still here, so I try the best. Ну, скажи, что, наверное, получше, чем вчера немного, но тоже очень сложно и технически, но, слава богу, у нас не было никаких проблем. Astăzi am atacat, sincer, pentru că lupta e foarte mare cu Toshi Arai și am atacat, ne-a cam bătut. Cred că va trebui să decidem acum în ultimul parc de service, penultimul parc de service, dacă e să mergem pentru gloria europeană și să riscăm sau să ne concentrăm pe campionatul național. A fost ok. Primul gâtul am decis să păstrez ritmul safe că am avut ieri și am decis să atacăm din a doua, din șanta, pentru că eu cred că la Sibiu nu pot să merge tot timpul la maxim, că încerc prea mult șansa, zic eu. Și acum am atacat pe ultima, a fost ok, și vom ataca pe ultime doi și sperăm să șansa să fie cu noi, că ieri și cu ritmul safe am avut niște probleme. Sperăm că acum atacăm să fie momentul corect, dar suntem ok, mașina ok, tot e ok. Itt a mai napi első két gyors is azt hiszem, hogy jól sikerült, de a harmadik egy kicsit lazsáztunk. A következő körben még ugyanúgy kell menjünk, mert a Polcsi nagyon jön mögöttünk, úgyhogy kell siessünk ugyanúgy. Today is very difficult also because on the last stage is the rail, so it's very difficult to drive in and it's still long way to finish. We will see. În primele trei probe foarte bine până acum, prima buclă, pe gâtul berbecului al doilea timp, pe Shanta Max cred că tot așa la fel al doilea timp. Și încercăm să mai recuperăm câteva poziții, să vedem ce se va întâmpla până la final. The long stage, it was really beautiful. So I think it's one of the best gravel stages. I enjoyed it extremely. Încercăm să ne menținem avantajul pe care îl avem, fără să forțăm. Pentru noi aici la Sibiu punctele sunt foarte importante, nu neapărat victoria de etapă. Deocamdată bine, ritmul e destul de alert, destul de sus. Adi Răspopa în spate împinge destul de tare, văd, și n-am riscat, dar nici nu am stat pe loc, nici n-am bătut pasul pe loc. Suntem într-un regim de maximă alertă pentru ziua de astăzi și nu avem altă șansă decât să forțăm și să forțăm și să forțăm în continuu. Am bătut primele trei probe, am recuperat aproape 2 minute și mai avem 2 minute de locul 1. Suntem în limite normale, n-am exagerat pe gâtul berbecului, pe șanta a mers bine, suntem ok, obiectivul nostru este să terminăm raliul, să acumulăm cât mai multe puncte în campionatul național și
să mergem fericiți și obosiți acasă. Spectatorii ca întotdeauna prezenți pe probe și vreau să le mulțumesc încă o dată pentru acest lucru. Mașina merge perfect, băieții de la Napoca și-au făcut treaba extraordinar și mergem în continuare. It's really hard, this Santa, Shanta, how can you say it? It's very hard race. So, and this stage is it's more worse, I think, for the third run, because we went on last day, so it will be hard. Today has been interesting again. The start was okay, but in the last stage we got a puncture and we had to stop in the stage and change. So we lost a bit of time, but it's not really important because with the steering problems yesterday, we already lose a lot of time. So for us now is just to survive. Podiumul celei de-a 11-a speciale, Sadu 2, are următoarea componentă: 1. Kopechki, 2. Dolcur, 3. Botka. Arai este încă o dată al patrulea, Vali Porcișteanu bifează al cincelea timp obținut în fața lui Lucaci. Orzac trece linia de sosire pe locul 7, devansându-i pe Cheleti, Tempestini și Tlustac. Kopechki înregistrează o nouă victorie de probă în PS12 Gâtul Berbecului 2, special în care Porcișteanu urcă încă o dată pe treapta a doua a podiumului. Arai pune mâna pe bronz înaintea lui Botka și Orzac. Marco Tempestini este al șaselea, Pușcadi are al șaptelea timp și Pușcar obține locul 8. Pe pozițiile 9 și 10 se află în ordine Smiderle și Tlustac, iar pe 11 urcă Răspopa. Aflat pe un incredibil loc 4 în clasamentul RC, echipajul Edwin Cheleti, Boton, Ciomortani ratează un rezultat sportiv de excepție din cauza problemelor tehnice cauzate de traseul deosebit de dificil. Pentru că traseul pe Shanta era foarte rupt, s-a luat decizia ca PS13 să se anuleze și să se parcurgă în regim de etapă. Astfel, raliul se încheie cu cea de-a doua super specială, Ian Kopechki impunându-se la Sibiu fără drept de apel, în condițiile în care ocupantul locului secund, François Dolcur, a avut un ecart față de învingător de peste atenție, 3 minute. Very happy because we won this rally and it was very difficult weekend for us, I mean for everyone, because stages are rough, but Škoda is a really strong car and it could handle everything. Yeah, happy to finish second, you know, at the beginning of the rally I knew that it would be difficult to finish this event, and we finished in a good position. In any case, it was just impossible to catch Kopechki, went so fast with a good team as well, and then I think we are in our position. După o cursă de urmărire incredibilă, echipajul Arai McLaren obține medalia de bronz, Marco Tempestini la 7 minute și jumătate de Kopechki, fiind ocupantul locului 4. Yeah, generally quite good rally. I like here because in some places very tricky, some places very very fast and the bedrocks and smooth gravels. So many kind of surface and roads. So that is fantastic. Da, mă simt bine. A trebuit să aștept un an să am înapoi ce am pierdut în trecut. Clar eram în această poziție, dar am abandonat pe ultimul ghetu. Data asta s-a întâmplat invers, a abandonat Edin, îmi pare rău, dar asta este Sibiu. Așa, maxim, minim efort, maxim rezultat. Botka punctează în RC de pe poziția a 5-a, Porcișteanu își asigură locul 6, iar Orzac este pe 7. Dan este mereu în umbră, îi mulțumesc pentru tot ajutorul de la acest raliu, a fost foarte ok, totul a mers bine, băieților vreau să le mulțumesc și lor, au refăcut mașina practic, a ajuns de cele mai multe ori bucăți aici în service.
A fost un raliu foarte greu, două zile lungi, cu multe capcane, mulți bolovani, extrem de dur traseul. Am crezut după sesiunea de recunoaștere că va fi mult mai bine, dar surpriza a fost că s-a stricat extrem de rău. Mașina acum pe final este ok, cu mici deranjuri care nu au afectat performanța. We are very happy that we reached the finish because it was a very, very difficult rally and we are very happy that we are here. Top 10-ul raliului Sibiu este completat de Pușcadi, Tlustac și Sebastian Barbu, care îi și fură astfel locul întâi lui Alex Filip în clasamentul clasei 5. Extremely happy. It was a really, really tough rally and we had all the second day long problem with the gearbox, but it was working, so I'm really, really happy that we finished. A fost greu, a fost, să știi, foarte greu, foarte dur, un raliu incredibil de dur. Dar sunt foarte fericit că am ajuns aici, suntem cu mașina întreagă. Pentru noi a fost, s-a împlinit un vis. Sper să putem merge de aici un pic mai departe acum. Dar, da, cum îți spuneam, sunt foarte fericit, e perfect. Chiar sosirea este în sine o victorie, pentru că iată, foarte mulți dintre colegii noștri au abandonat din motive tehnice. Ce să zic, îl felicit pe cel care a câștigat, pe Sebi Barbu, cu care am avut o luptă foarte interesantă pe penultima și chiar ultima probă specială a cursei. Ne-a învins în ultima probă specială. Sunt foarte, foarte încântat că plecăm de la Sibiu cu puncte prețioase în economia campionatului și alt lucru foarte important din punct de vedere bugetar, mașina în regulă. Am reușit să terminăm pe locul 3 la două roți. La super special a fost chiar foarte interesant. Oamenii, vreau să-i felicit încă o dată pentru că suportă atâta praf în ochi pentru a ne vedea. Și cu siguranță mai revin la Sibiu, îmi place foarte mult aici. În clasa 3 au terminat doar 3 echipaje, în ordine Tomiță Cheghi, Drăgan Brădățeanu și Savu Giușcă. Un raliu infernal cu multe probleme, am avut 3 pene, 2 astăzi, 1 ieri. Am pierdut foarte mult timp, dar am câștigat la clasa 3 prin conjunctură. Acum pentru noi s-a terminat cu bine, avem doar o jantă strâmbă și o bujie, asta sunt toate avarele pe care le avem la mașină. Mă rog, băieții o să o desfacă și o să ne mai spună una alta, dar în mare am reușit să supraviețuim, că practic asta am făcut, o cursă de supraviețuire. Suntem bucuroși că am ajuns la final. Un raliu foarte greu, foarte dur, foarte rău. Nu știu ce se va întâmpla pe viitor, pentru că degeaba se repară drumurile dacă după o trecere sau chiar după recunoaștere nu mai rămâne nimic din ele. După cum spuneam mai înainte, la clasa 5 s-a impus Șerban Barbu după o luptă frumoasă și acerbă cu Alex Filip. Să menționăm că între cei doi piloți a fost la final o diferență de doar 2,9 secunde, ceea ce este incredibil pentru un raliu cu aproape 230 de kilometri de probe speciale. Răspopa a punctat de pe treapta a treia a podiumului, în urma sa clasându-se Badea, Beseni, Kabacinski, Taylor și Toader. Am recuperat 3 minute 40 astăzi, am bătut toate probele, inclusiv super speciala. Din punct de vedere sportiv sunt foarte mulțumit, din punct de vedere economie campionat nu sunt deloc mulțumit, dar probabil că asta a fost șansa noastră și a trebuit să fac această pană ca să-mi găsesc ritmul ăla drăcesc pe care l-am avut în anul 2005-2006 și restul de campionat cu siguranță voi merge 110% toate probele. Un raliu bărbătesc care solicită la maxim și echipajul și mașina, toată mecanica, echipele de asistență. E o mare realizare că am ajuns la final. Sunt obosit, dar fericit. Mă bucur că Sibiu a fost într-o sărbătoare automobilistică fără precedent și eu fiind sibian mă simt foarte mândru. Ca urmare, pentru mine s-a încheiat bine și aștept acum să văd și poziția în clasament, pentru că nu știu, dar oricum ar fi, sunt foarte mulțumit. The rally was very tough, but the good news is we are in the finish. We are in the sixth position now in two-wheel drive, so I think we are more than happy because yesterday we had a puncture, which we need to change in the stage, so it was 6 minutes lost.
Yeah, it was not bad. Extremely tired, but also extremely happy, and we had really a lot of fun on this last special stage. A lot of spectators and really a lot of fun from drive, so we are really tired and really happy. We're very, very happy to have made it to the end. It was our goal the whole weekend, just to arrive at the finish so we can get some points for the European Championship. So we are very, very happy to be here at the finish and to take maximum points for the Ladies Championship. La clasa 9 a fost o dispută interesantă, la final impunându-se Florin Tincescu, podiumul fiind completat de Mire și Raul Badiu. Victoria clar este a băieților, în fiecare parc de servici s-au avut de lucru, ba motor, ba cutie, ba punte, din nou punte și tot așa. Asta este, ăsta e raliul Sibiului, suntem fericiți că am terminat cu bine raliul, o victorie, e ok. Toată lumea știe că e o adevărată victorie să termini raliul Sibiului. Noi suntem cu atât mai mult fericiți cu cât am terminat cu un rezultat peste așteptările noastre. Cel mai mulțumit atunci când am volanul la locul lui și niște roți care sunt îndreptate în partea care trebuie. Din păcate astăzi n-am avut nici volan pe șanta și am mers câteva minute bune, am lăsat câteva minute bune în încercarea de a merge fără volan și doar cu flanșa aceea, apoi pe gâtul berbecului am în două treceri, ne-am lovit destul de tare toate roțile și s-au strâmbat, fuzete, punte, tot. Dar e bine că am terminat, putea fi locul 1 dacă eram un pic mai norocoș, că în cazul acesta chiar nu avem ce să facem, a fost vorba numai de neșansă, dar în orice caz e totuși foarte bine că suntem și aici pe locul 2. Au mai punctat în ordine Radu Arhire, David Bucur, Ioan Hulin, Grigore, Ivan Andrei Stan. Suntem foarte, foarte bucuroși că am ajuns la final, ne-am dorit foarte mult lucrul acesta, am muncit mult pentru asta, am avut un parcurs foarte bun și mașina impecabilă, băieții de la Turbotechnics, perfect, totul a funcționat bine și suntem foarte fericiți să fim la final. Suntem bucuroși că am ajuns la final, mai ales că au fost multe abandonuri și am avut probe grele. Suntem ok, mulțumiți, am terminat pe 3 la Cupa Dacia, cred că pe 7 la clasă, dar sunt puncte importante și ok, și ne bucurăm că plecăm de la Sibiu cu o medalie. La clasa 11, mașini fără omologare, a fost declarat câștigător Deni Ungur. Locul secund i-a aparținut lui Mani Irina, iar pe 3 a încheiat Dorin Banciu. E bucurie maximă să ne aflăm la sosire la acest raliu, deoarece ați văzut și voi câte abandonuri și până la urmă noi ne pregătim, dar dacă rezistă fierul, cred că 50% contează din rezultat. Un raliu foarte frumos pentru noi, un raliu pe care ne-l aduceam așa cu greu aminte după 8 ani de zile, dar care a însemnat o satisfacție enormă. Probele destul de dificile, noi ieșiți un pic din formă, dar ușor am ridicat ritmul și se pare că la final n-a fost rău deloc. Sper să nu fie sfârșitul aici și să nu pot să intru în ultimul parc. Am probleme la cutie din super specială. Am venit numai cu viteza 5-a. Sper să pot să trec de ultimele CO-uri și să intru în parcul de final între a 5-a. Mai mult, ce să vă spun. Ar fi păcat să abandonez acum, dar dacă asta va fi, astea sunt cursele și n-avem ce să facem. La finalul acestui raliu, observând că 27 de echipaje au abandonat, iar multe dintre cele care au ajuns la final vor avea serioase găuri în buget, putem concluziona că, indiferent de organizarea excelentă, Sibiul rămâne o cursă extrem de dură, dovada supremă fiind anularea probei Șanta 2. Chiar și echipele din străinătate, venite în România cu bugete uriașe, au avut probleme mari în terminarea cursei, așa încât poate pentru 2014, organizatorii se vor orienta către un traseu mai puțin destructiv. Următoarea etapă din cadrul campionatului național de raliuri, raliul Aradului, va avea loc între 23-25 august.